Introducere la lecțiile 181-200 Următoarele câteva lecții vizează în mod deosebit consolidarea bunăvoinței tale de a-ți întări angajamentul firav și de a-ți contopi obiectivele răsfirate într-un singur cel. Nu ți se cere încă dăruire totală tot timpul, dar ți se cere să exersezi acum pentru a dobândi sentimentul de pace pe care ți-l va da acest angajament unificat, chiar și intermitent. Tocmai trăirea acestui sentiment te asigură că îți vei da toată bunăvoința să urmezi făgașul trasat de curs. Lecțiile noastre sunt îndreptate acum în mod concret spre orizonturi mai largi și abordări tot mai directe ale obstacolelor speciale care îți țin viziunea îngustă și prea limitată să te lase să vezi valoarea obiectivului nostru. Încercăm acum să înlăturăm aceste obstacole chiar și pentru scurtă vreme. Cuvintele singure nu pot exprima sentimentul de eliberare pe care îl aduce înlăturarea acestora. Dar trăirea sentimentului de libertate și de pace, care vine când renunți la felul tău rigid de a controla ce vezi, vorbește de la sine. Motivația ți se va intensifica atât de mult încât cuvintele devin de mică importanță. Vei fi sigur de ce vrei și de ce e lipsit de valoare. Așa ne începem călătoria dincolo de cuvinte, concentrându-ne mai întâi asupra obstacolelor din calea progresului tău. Trăirea existenței de dincolo de defensivitate rămâne de neatins cât timp o negi. Ea poate fi prezentă, dar nu îi poți accepta prezența. De aceea, încercăm acum să depășim, câte un pic în fiecare zi, toate mecanismele de apărare. Mai mult de atât, nu se cere, pentru că nu e nevoie de mai mult. Atât va fi de ajuns să garanteze că va veni și restul. Lecția 181. Am încredere în frații mei care sunt una cu mine. Este esențial să ai încredere în frații tăi pentru a-ți stabili și a-ți susține credința în capacitatea ta de a depăși îndoiala și lipsa convingerii ferme în tine însuți. Când îți ataci un frate, proclam că este limitat de ce ai perceput în el. Nu te uiți dincolo de greșelile lui, ci le amplifici, făcând din ele niște obstacole în calea conștientizării sinelui, care stă mai presus de propriile tale greșeli și dincolo de păcatele aparente, atât ale lui cât și ale tale. Percepția are un punct focal. Acesta face tot ce vezi să dea dovadă de consecvență. Schimbă-ți acest punct focal și ce vezi se va schimba în consecință. Viziunea ți se va muta acum să își acorde sprijinul celului care ți l-a înlocuit pe cel anterior. Mută-ți focalizarea de pe păcatele fratelui tău și vei simți pacea care vine din credința în nepăcătoșenie. Această credință își primește singurul sprijin sigur din ce vezi în alții, dincolo de păcatele lor, căci greșelile lor, dacă te focalizezi pe ele, sunt mărturii ale păcatelor în tine. Și nu vei trece de vederea lor, și nu vei vedea nepăcătoșenia de dincolo de ele. De aceea, în exercițiile de azi, lăsăm mai întâi toate aceste mici puncte focale să cedeze în fața marii noastre nevoi de a ne lăsa nepăcătoșenia să devină evidentă. Ne instruim mințile că asta căutăm și numai asta, doar o bucată de timp. Nu ne preocupă obiectivele noastre viitoare. Și, în acest interval de timp în care exersăm schimbarea celului nostru, ce am văzut cu o clipă mai devreme nu prezintă interes pentru noi. Căutăm inocența și nimic altceva. O căutăm fără nicio altă preocupare decât acum. Înglodarea ta în obiectivele tale trecute și viitoare ți-a compromis șansele de succes. Te-a preocupat foarte mult diferența extremă dintre obiectivele pentru care pledează acest curs și cele pe care le-ai avut înainte, și te-a îngrozit la gândul deprimant și restrictiv că te vei retăci din nou, inevitabil, chiar dacă se va întâmpla, să reușești. Cum poate asta să conteze? Căci trecutul nu mai e, iar viitorul e doar imaginat. Preocupările acestea nu sunt decât niște mecanisme de apărare împotriva unei prezente refocalizări perceptuale. Și nimic mai mult. Lăsăm deoparte pentru o vreme aceste limitări fără rost. Nu apelăm la credințe din trecut și ce vom crede nu va tăbără acum peste noi. Ne începem intervalele practice cu un singur cel, acela de a vedea nepăcătoșenia lăuntrică. Recunoaștem că am pierdut acest obiectiv dacă mânia ne împiedică sub orice formă și dacă ni se nezăresc păcatele vreunui frate, focalizarea noastră îngustată ne va restrânge vederea și ne va îndrepta ochii spre propriile noastre greșeli pe care le vom amplifica și le vom numi păcatele noastre. Așa că, pentru o bucată de vreme, fără să ținem seama de trecut sau viitor, dacă vor apărea asemenea obstacole, le vom depăși instruindu-ne mințile să se refocalizeze în timp ce spunem: Nu asta vreau să văd. Am încredere în frații mei, care sunt una cu mine. Și vom mai folosi gândul acesta pentru a ne proteja pe tot parcursul zilei. Nu urmărim obiective de lungă bătaie. De fiecare dată când pare să se pună câte un impediment în calea viziunii nepăcătoșeniei noastre, nu căutăm decât o suspendare de o clipă a nefericirii, pe care o va aduce focalizarea asupra păcatului și care, necorectată, va rămâne. Nici fantezii nu cerem, căci ce căutăm să vedem este cu adevărat, și focalizându-ne dincolo de greșeli, vom întrezări o lume total lipsită de păcat. Când asta e tot ce vrem să vedem, când e tot ce căutăm în numele percepției adevărate. Ochii lui Hristos vor fi, inevitabil, ochii noștri. Și iubirea pe care o simte El pentru noi devine și ea a noastră. Acesta va deveni singurul lucru pe care îl vedem reflectat în lume și în noi înșine. Lumea care ne-a proclamat păcatele odinioară devine dovada că suntem nepăcătoși. Și iubirea noastră pentru toți cei pe care îi vedem, adeverește că ne aducem aminte de Sfântul Sine, care nu cunoaște niciun păcat și nu ar putea să conceapă niciodată ceva lipsit de nepăcătoșenia sa. Căutăm această aducere a minte când ne apucăm azi de exersat. Nu ne uităm nici înainte, nici înapoi. Ne uităm de-a dreptul în prezent. Și ne încredem în trăirea pe care o cerem acum. Nepăcătoșenia noastră nu e decât voia lui Dumnezeu. În clipa aceasta, vrerea noastră e una cu a lui.